Câinele readus la viață de pompierul erou cu respirație gură la gură a pierdut lupta cu viața. Salvatorul a sperat până în ultima clipă că Snoopy își va reveni după ce l-a scos dintr-un apartament care luase foc. Deși veterinarii au făcut eforturi supraomenești, nu l-au mai putut ține în viață. Starea lui era gravă și, din păcate, câinele a decedat. În amintirea prietenului său necuvântător, pompierul vrea acum să adopte un patruped pe care să-l numească tot Snoopy. Cu lacrimi în ochi, pompierul Salvator vorbește acum cu greu despre prietenul Snoopy. Tocmai se gândea să meargă împreună cu familia în vizită la clinica veterinară, când a aflat cumplita veste. M-a dărâmat, e sfârșitor. Toți am sperat, dar nu s-a putut. Mă gândeam că acum de sărbători se întâmplă o minune. Din nefericire, nu a fost așa. Pentru că a stat minute bune în stop cardiorespirator, câinelui i-a fost afectat creierul și suferise o paralizie pe partea dreaptă. Snoopy a fost transferat la o clinică veterinară din capitală, unde medicii au făcut eforturi uriașe să-l salveze, însă în zadar. Mi-a lăsat un mesaj pe Facebook care m-a dărâmat. Scria: cățelul Snoopy a murit. O parte de mine a plecat cu el. Prietenul meu n-a putut să lupte pentru mine așa cum am făcut-o pentru el. Dar probabil că așa a fost să fie. A fost zilele lui. Bine că nu s-a chinuit mai mult. În urmă cu aproape o săptămână, Snoopy a fost salvat dintr-un apartament care luase foc, iar angajatul ISU l-a resuscitat exact ca pe un om, cu ventilație mecanică și respirație gură la gură. Starea animalului devenise critică și mai trăia doar datorită pompierului. Imaginile cu eforturile acestuia de a-l readuce la viață pe Snoopy au uimit și înduioșat o țară întreagă, iar pompierul a devenit un adevărat erou. Hai, mă! Hai, tată! Hai, mă! În amintirea prietenului său, pompierul vrea acum să adopte un cățeluș căruia să-i pună același nume ca al celui pe care, din păcate, l-a pierdut. Prietene, să fii fericit acolo unde ești și să știi că te iubesc.